Hai să vedem ce făceam acum vreo 24 de ani pentru Revelionul 99-2000. De atunci nici nu l-am mai folosit, o mers asta vreo 10 zile cât o ținut atunci cheful de Revelion, am ținut Revelion puternic. Un glob cu oglinz făcut dintr-un glob pământesc, câteva s-au mai dezlipit, mai am niște bucățele pe aici. Dar ținând cont de câți ani stă într-un dulap, nici nu e de mirare, din păcate nu mai funcționează motorul. Oglinzile, unele le-am tăiat cu diamantul, altele s-au mai și spart și le-am pus pe acolo să completez golurile. El se învârtea, înăuntru are un sistem de reducție, motor, venea cățat cu cârligul ăsta care de fapt e un cui îndoit. Dar după posibilități, asta nici nu mai știu, cred că era ceva piuliță de butuc de bicicletă care s-o potrivi pe ceva piese, în fine, invenții ale mele. Aveam și regulator de turație la el, iată ce lipituri știam să fac acum 24 de ani. Era ok, zic eu. Aveam regulator de turație, îi puteam regla atât turația cât și puteam să-i schimb sensul. Poate vreodată o să mă decid să-i fac vreo revizie, încă nu știu, dar oricum arăta super. Aveam niște becuri cu oglinzi, ceva din faruri de bicicletă făcute, care băteau lumini pe el din mai multe direcții. Și cam asta e, așa aveam luminile pe atunci. Sper că v-a plăcut, nu uitați de plus, inimioară. Celelalte clipuri de la mine de pe profil, ca de obicei.